Biblioteca județeană Alexandru Dobescu din Călăraș a sărbătorit un an de la inaugurarea noului sediu. În cadrul evenimentului a avut loc festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului național de proză Alexandru Dobescu și festivitatea de premiere a colaboratorilor, donatorilor, voluntarilor și cititorilor fideli. Evenimentul s-a încheiat cu vernisajul expoziției de artă neconvențională a artistului vizual Ilie Șerb. Bună ziua! Bine ați venit! Pentru Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu, facem un an de la votarea noului sediu. Această clădire este pentru noi cel mai important pas. Este o bucurie pentru noi că o să putem să ne întâlnim chiar și în niște condiții mai restrictive. Avem alături de noi colaboratori, avem alături de noi o parte din voluntarii care ne-au ajutat în toate activitățile noastre. E o bucurie că am ajuns să trăim acest moment, să ne mutăm în această casă a cărților. E minunat că am format echipa sau că Maria a reușit să formeze o echipă care să poată să facă ceea ce trebuie să facă o bibliotecă într-un județ, o bibliotecă publică. Încercăm să ne modernizăm tot timpul și să fim adaptați la tot ceea ce ne cer utilizatorii. Acesta e crezul nostru, să fim pe placul lor, să fim, să-i ajutăm să cunoască, să se informeze, să se delecteze. Și vă doresc tuturor să aveți o zi frumoasă alături de noi, să ne bucurăm împreună, să celebrăm momentul. Vă doresc multă sănătate, că este foarte important să rămânem sănătoși în vremurile acestea. Și să participați în continuare la tot ceea ce putem oferi noi pe plan cultural și educativ și artistic. De asemenea, participanții la acest eveniment au putut viziona un film documentar care prezintă în ansamblu activitatea derulată în ultimul an la noul sediu al bibliotecii. Bine ați venit în sediul Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș. Cea mai tânără bibliotecă din România, construită în ultimii 12 ani. A durat destul de mult, am așteptat 6 ani să finalizăm această construcție a noului edificiu în care se află astăzi biblioteca. Au fost multe schimbări de domiciliu de-a lungul timpului și mergând pe firul istoric al evenimentelor, din documentele consultate și din revistele și publicațiile despre această supraputere a omenirii, care este lectura publică, mergem înapoi în timp undeva în anul 1883, la final de octombrie, mai exact pe 30 octombrie, când aflăm în presă o însemnare privitoare la începutul lecturii și înființării primei biblioteci publice pe meleagurile călărășene. Aceasta a fost posibilă pentru că un grup de oameni inimoși și dornici de cultură au reușit să înființeze o societate literară sprijiniți de prefectul Stoianescu de la acea vreme, un intelectual rasat care dorea mai mult pentru Călăraș decât să fie o simplă regiune agrară, să fie și o regiune culturală. Apoi au urmat mai multe locații în care biblioteca a locuit, sediul fostei farmacii Grunberg, muzeul de istorie locală pentru o perioadă foarte scurtă, a mai fost fostul cinematograf Victoria în Parcul Central, Casa Demetriad, un monument de patrimoniu și iată că putem să începem povestea reală și legendară a clădirii noastre tot la final de octombrie și în 2020 vom împlini un an de la inaugurarea clădirii noastre. Acum începe adevărata poveste a bibliotecii noastre în acest nou sediu în care ne aflăm. Un edificiu modern cu 5 etaje, un cosmos cultural în care regăsim toate colecțiile, în care regăsim personal de specialitate. Fiecare etaj poartă un nume aparte. Țara noastră are bărbați ilustri, istorici și figuri feminine reprezentative, care au revoluționat multe domenii.
Bineînțeles că din pleiada acestor figuri ilustre nu putea să lipsească Alexandru Dobescu, cel care este patronul spiritual al instituției noastre, și numele său îl omagiem în denumirea sălii de la etajul 4, sala de presă Odobesciana. Acolo sunt adăpostite materialele de publicistică, documente de presă, ziare, reviste. Odobescu reprezintă cumva legătura noastră cu tradiția, dar totodată alături de el păstrăm și inovația, modernul, noul, tehnologia. În sala Millennium am aranjat documentele multimedia pe care biblioteca noastră le deține. CD-uri, discuri, tot acolo există și calculatoarele și cărțile, e-book-urile și multe alte documente care pot fi consultate pe alt suport decât hârtia. Două săli importante ale clădirii noastre se află la parter. Acolo vor avea loc de fiecare dată când sunt programate evenimentele culturale ale Călărașului. Următoarea sală despre care vreau să vă povestesc și găzduiește un serviciu foarte important al instituției noastre este sala Enciclopedia. Ea se află la etajul întâi al clădirii, este destinată adulților și adolescenților. Acolo este împrumutul de carte, organizat în două subsecții, sala Filologie și sala Domenii. Tot la etajul 1 întâlnim și Clubul Artelor Nirvana, un club destinat adolescenților, tinerilor și utilizatorilor din întregul oraș, care vin aici pentru ateliere și alte întâlniri. Biblioteca este, prin definiție, un loc de întâlnire al oamenilor dornici de educație. Avem menirea, printre altele, de a oferi sprijin comunității prin activitățile derulate de noi, activități destinate tuturor categoriilor de vârstă și tuturor categoriilor socioprofesionale. Feedback-ul primit de la utilizatorii noștri este cel care ne motivează să continuăm și să ne dorim mereu să ne perfecționăm. Dacă la început construcția bibliotecii noastre a fost doar un vis, acum este un element palpabil, o construcție culturală a acestei comunități. Am avut șansa ca într-o viață de om să particip la dăinuirea acestei biblioteci. Obiectivul principal al nostru este acela de a rămâne nucleul de bază al comunității, locul în care comunitatea se adună și posibilitatea tuturor de a avea acces la informație și la cunoaștere. Sunt informații pe care deja le știm. Pentru vizitatorii care au venit pentru prima oară în bibliotecă, sunt lucruri noi. Vă dorim să mergeți, după ce se încheie evenimentul, să vedeți pe viu tot ce a fost prezentat aici. Autoarea, regizoarea acestui film s-a născut pe plaiurile Călărășene și a dorit foarte mult să promoveze biblioteca și să ne ofere acest cadou de un an de program. L-am primit cu bucurie și sper să vă fi plăcut prezentarea bibliotecii. Trecem la partea a doua, sau la al doilea punct al evenimentului nostru. Ceva minunat se întâmplă în fiecare an. Domnul Ghiță, care e marele absent al serbării de astăzi, a făcut posibil un concurs de proză la inaugurată și a ajuns acest concurs, dacă vă vine să credeți, la 40-a ediție. Ce se întâmplă cu acest concurs? Concursul de proză național Alexandru Dobescu. Este un concurs la care participă scriitori tineri din toată țara și an de an lucrările sunt mai bune, mai frumoase. Ele sunt concretizate într-un volum, o antologie, scriitori în devenire. Și astăzi pare rău că nu e domnul Ghiță, că dânsul ar fi știut să potrivească mai bine cu literele decât mine și să înmuleze premiile, dar
O să încercăm să îl sublinim. Concursul s-a desfășurat pe tot perioada primăverii și verii. Juriul a fost format din trei personalități. Este vorba despre domnul Capșa Liviu, care este președintele juriului, autor de la Otenița, Otenițeana, nostru doctor Rășan, domnul profesor Dumitru Ghiță și doamna profesoară Simona Marinescu. Simona Mihai. De la Colegiul Național Barbu Știrbe, care este o tânără membră. Jurată. Da. Deci vom acorda, încep cu premiul al treilea, diplomă de merit doamnei domnului Andrei Gabriel Cârlan pentru opera literară Protectorii Coroanei, opera câștigătoare a premiului al treilea în cadrul concursului Național de Tot Alexandru. Urmează premiul al doilea, diplomă de merit se acordă pentru opera Podul cu oglinzi, doamnei Liliana Toma. S-a concretizat și în volumul Podul Coglins, pe care îl voi dărui bibliotecii cu autograf. Mulțumesc! E atât mai... O să fac și eu ca Orban. Tot cade de pe nas și o ridic mereu. E cu atât mai onorant să fiu astăzi aici. Iubesc bibliotecile pentru că 5 ani din viața mea, înainte de a merge la catedră, sau am făcut o pauză de catedră și am fost bibliotecar la toate secțiile cu putință. Așa că mulțumesc, onorată și succes în continuare cu acestui concurs minunat de prost. Felicitări și multe felicitări. Și acum premiul întâi pentru opera literară Hanul dintre vii se acordă doamnei Florentina Loredana Dalian, câștigătoare și vă felicit eu pentru tot ceea ce ați realizat aici și pentru ceea ce faceți de ani de zile. Vă cunosc activitatea și vă urmăresc. Și iată, m-am bucurat astăzi și când am văzut acest film, că în sfârșit niște profesioniști adevărați care omagiază cartea într-un mod atât de sublim, se bucură și de un spațiu corespunzător. Vă felicit și ca de fiecare dată mă bucur să fim împreună. Vă mulțumesc! Începem prin a premia colaboratorii noștri onorifici cu diplome de onoare. Diploma de onoare se oferă domnului Liviu Capșa pentru sprijin constant oferit în promovarea culturii și o frumoasă colaborare cu instituția noastră în perioada 2019-2020 și noi oferim volumul Crucea Biruinței. Urmează un alt colaborator de seamă, este vorba despre domnul Dan Prică de la CPK pentru sprijin constant în promovarea culturii și o frumoasă colaborare. Dânsul a patronat un program de vară pentru copii, niște cursuri. Ce anume au fost? Ce s-a întâmplat? Eu sunt reprezentant al Centrului de Prevenire Antidrog Tălăraș de la Agenția Națională Antidrog și colaborarea mea pe perioada verii cu biblioteca a constat în aceea susținerea unor întâlniri cu adolescenții prin care încercam să îi atrag în domnule, hai să oferim modele că putem să fim super, mega, extraordinari fără să apelăm la altceva decât la noi înșine. Noi ne suntem de ajuns să fim cei mai minunați, nu ne trebuie alte ajutoare. Vă mulțumesc! Da, și copiii au fost încântate. Două ore de la fiecare situație, domnului. Da. Urmează domnul Ghiță Dumitru, fostul director al instituției noastre. Domnului Bogdan, un slujitor al culturii și al bibliotecii toată viața,
din păcate nu a putut să vină astăzi nici în zoo. Dar eu v-am primit pentru el diploma Bogdan. Felicitări! Despre domnulită, ce să spunem? A fost un zeu al culturii călărășene și rămâne în continuare. Este alături de noi, este un om de litere activ, continuă să facă parte din jurizarea de la concursul de proză și să fie alături de noi ori de câte ori îl chemăm. Și să ne sprijine în continuare. Urmează pe lista mea aici un alt colaborator de seamă, domnul Mircea Popescu. Este constructorul acestei clădiri. Domnul Popescu, efectiv, ne-a cântat în strună pentru tot ce am vrut noi să facem în această clădire. Da, și suntem recunoscători pentru acest lucru. Primește un column numit Amintiri în alb și negru. Exact. Că noi am vrut pereții albi și ferestrele negre. Și Popescu a vrut să ne facă exact pe plan. Da, după rând că nu e alături de noi. Un alt domn important care ne-a ajutat și continuă să ne sprijine de fiecare dată când avem nevoie de ideile lui minunate este domnul arhitect designer Răzvan Clondir, care ne ajută cu sigla, ne-a creat filmul este despre identitatea pe care noi am încercat să o recreăm în bibliotecii. El ne-a rebranduit cumva și ne-a modernizat imaginea, îi mulțumim din suflet și îi oferim un premiu de la editura Corint. Domnul Nelu Chiru, membru al cenaclului Phoenix, este un cenaclu literar-artistic din Călăraș, alături de noi tot timpul, promovează cultura, literatura și colaborează cu instituția noastră încă din cele mai vechi vremuri. Urmează o serie de membri ai cenaclului, domnul Adrian Grigoriu, președintele cenaclului Phoenix și o persoană deosebită. Sunt onorat, vă mulțumesc frumos, suntem alături cu sufletul, dar dăm și consistență ideilor și permiteți-mi să mulțumesc tuturor colegilor de cenaclu, Phoenix. Mare parte sunt în activități, o parte dintre ei sunt aici alături și totodată și secretarul cenaclului, domnul Nebuchiro, de asemenea lucrează pentru antologie, deci este și el de în câmpul muncii. O zi minunată tuturor și felicitări pentru această acțiune. O să fim alături și în continuare. Suntem, cum să zic, niște parteneri de lungă durată. O zi minunată. Domnul Cornel Ursul Dobrogeanu primește diplomă de onoare pentru sprijin constant oferit în promovarea culturii prin artă vizuală. Vreau să mulțumesc prietenilor noștri și colaboratori ai Bibliotecii Județene Călăraș și vă asigurăm că noi cenaclul literar artistic Călărășan Phoenix în continuare, rezistăm prin cultură. Vă mulțumesc! Este un purtător de star, domnul Ursu. Duce standardul literar și artistic. Domnul Victor Grigore, din păcate, astăzi susține un examen important, am interes la București și nu poate să fie alături de noi, dar cred că deja e un nume foarte cunoscut la nivel local, Victor. El este autorul unor tablouri minunate și care le veți regăsi aici în expoziție. Da, și a făcut multe donații, chiar bibliotecii, și îi mulțumim frumos pentru colaborare. Domnul Jimmy Stănescu. S-a spus așa, alături, mulțumim domnul Stănescu, pe Victor lângă Jimmy, pe, în funcție de afinitățile lor. Mulțumesc pentru spune.
foarte multe expoziții organizate de Biblioteca Județeană. Sunt implicați domnul Gemi Stănescu, Victor Victore, domnul Ursu. Da, Gemi se pricepe foarte bine la desenat și ne uimește de fiecare dată cu niște creații absolut memorabile. Felicitări, domnul Stănescu. Urmează acum o serie de colaboratori foarte importanți ai instituției noastre. Este vorba de presă, mass media. Îl numesc aici pe un veteran, și anume domnul Constantin Mitulescu. Nu-l văd. Nu am știut să fie alături de noi, probabil, dar ne uimește că de obicei este. De obicei vine. Da. Urmează domnul Ștefan Trepăduș. Din anul patrână la presei Călărășene, de la Observator de Călăraș, însă e alături de noi și cine citește Observatorul în format pe hârtie sau în format electronic sau cum îl mai citiți pe Facebook, o să vedeți că domnul Trepăduș are niște articole absolut superbe. Pe mine mă uimește de fiecare dată cu niște formulări foarte interesante și foarte la obiect. Mulțumim, domnule Trepăduș, pentru tot sprijinul. Aici am în continuare pe domnul Stoica Marinel, împreună cu doamna Iordache Luminița, de la Antena 3. Primește prezentul el și pentru doamna Vilasa. Ei sunt de fiecare dată alături de noi și ne promovează audio-vizual și le mulțumim din suflet că ne sunt alături.